Când vine vorba de horoscop, avem de-a face cu afinități, dar și cu interacțiuni de-a dreptul dezagreabile. Nu, nu este nimic cu tine. De vină sunt astrele. Unele zodii chiar nu reușesc să se înțeleagă între ele. Ce zodii să alegi? De care zodii să te ferești? Simpatie totală sau antipatie necontenită? Din ce categorie fac parte cei cu care te înconjori? Uneori, contrastele se atrag. Iată însă de cine e bine să te ferești în funcție de zodii. Berbec. Dacă vrei un partener să-ți meargă la suflet, caută-ți un săgetător. Mai merită o șansă cei născuți în zodiile Gemeni și Balanță. Însă specialiștii te atenționează. Evită Scorpionul, Racul și Fecioara dacă ții la echilibrul tău interior. Balanța. Cochetele Balanțe vor rezona maxim cu alte balanțe. Vor face echipă bună și cu Berbecul și Vărsătorul. Cele mai nerecomandate asocieri sunt cu reprezentanții Fecioară și Capricorn. Săgetătorul. Acești nativi sunt foarte sociabili. Se înțeleg în general cu toți, însă echipa de aur o vei face cu un Berbec. Cei lângă care se lasă cu scântei sunt nativii Capricorn, Taur și Pești. Taurul. Nu e de mirare că un nativ al zodiei Taur va fi încăpățânat. El face în general cam tot ceea ce își propune. Dacă îți cauți un partener ideal din punct de vedere al zodiacului, caută între cei născuți sub semnul Capricornului. Nu îți va fi rău nici lângă o fecioară sau un rac. Cele mai nepotrivite legături sunt cu leul, vărsătorul și săgetătorul. Vărsător. Un alt vărsător este cel care îl va înțelege perfect. De asemenea, face un cuplu reușit cu un nativ din zodia Balanței sau cu unul din zodia Gemenilor. Incompatibilitatea majoră o are vărsătorul cu un scorpion. Relatează adevărul.ro.